Primarul Sucevei Ion Lungu a efectuat o vizită de lucru la firma care asigură dezăpezirea în municipiu. În cadrul vizitei, Ion Lungu s-a asigurat că poate fi făcută intervenția la zăpadă și îngheță în iarna 2017-2018. Edilul Sucevei s-a declarat mulțumit de pregătirea utilajelor firmei de asil și a precizat că sunt utilaje de dimensiuni mari pentru bulevardele principale, dar și utilaje mici, automate, semi-automate sau manuale pentru intervenția pe trotoare și alei. În tradiție și în acest an am trecut în revistă utilajele firmei de asil, cea care se ocupă de operațiuni de dezăpezire și intervenții la îngheț. Pe de parte am trecut în revistă aceste utilaje, în număr de 28 le-am numărat eu, domnul curierarul spune că sunt mai multe, probabil că n-am mai ajuns să numărăm și pe cele mici pe acolo, dar 28 utilaje mari am numărat eu. Sigur, ele sunt mai multe categorii, aceste sărăriții care intervin la bulevardele principale, de asemenea mașini mai mici de a interni pe străzile înguste, alte mai mici de a interni pe trotuare și fel de fel de utilaje, ați văzut așa, semi-automate sau mai mult manuale, care pot interveni în spațiile înguste și în mod special la trotuare atunci când va fi nevoie. Un lucru îmbucurător este faptul că am văzut niște stocuri de sare la fața locului, am înțeles 900 de tone și 150 de tone de nisip. Așa cum se știe, în fiecare an, începând data de 15 noiembrie, la primăria municipiului Suceava va fi constituit un dispecerat, unde cetățenii municipiului Suceava pot interveni ori de câte ori este nevoie și în acest an vom avea acest dispecerat de iarnă. Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a declarat că se va acorda o atenție deosebită spațiului verde pentru protejarea acestuia pe timpul iernii. Avem o problemă cu vegetația, cu iarba și numărul arbuștii care sunt pe marginea șoselei. Din păcate și în acest an mulți din ei s-au uscat, fie existăm de tuia, de pini, iarbă și atunci să încercăm, mai ales în anumite zone centrale și mă refer aici în mod special în fața Palatului Administrativ, acolo unde sigur că sunt evenimente în perioada sezonului rece, a sărbătorilor de iarnă și nu numai, dar și în alte zone mai sensibile din oraș să putem interni chiar manual la dezăpezire. Aici am avut niște discuții cu serviciul și direcția de specialitate din primărie, domnul viceprimar Așopsi, care coordonează acest serviciu de salubritate. Împreună cu cei de la domeniul public vom găsi soluții în așa fel încât să încercăm să protejăm, chiar să protejăm, și aici vom discuta și cu firma de asil, poate putem cumva proteja, pune, nu știu, niște nailoane sau ceva în așa fel încât să nu afectăm foarte mult spațiul verde. Firma de asil a asigurat numărul de utilaje și stocurile de material antiderapant pentru această iarnă. Păi după cum vedeți, așa cum s-a exprimat și domnul primar, utilajele sunt toate în bună stare, funcționare, și cred că vom face față cu brio iernii care este în fața noastră. Toate că domnul primar a spus că nu vrea să ningă, din data asta eu ar vrea să ning un pic mai mult ca să vadă capacitatea de muncă a firmei de asil. Partea de... Vreau să completez la ce a spus domnul primar cu spațiile verzi. Noi am căutat ca toate utilajele să le adaptăm, în sensul că sărărițele le-am coborât cât mai jos la nivelul asfaltului și a trotuarilor, ca atunci când împrăștie să poată să împrăștie numai pe partea de asfalt, să nu ajungă peste bordură. Și mai e un aspect, că la prima zăpadă, când vine, zăpada este proaspătă și se creează acel taluz din zăpadă și protejează cât de cât spațiul verde, atâta timp cât nu sunt accidente.